Fraților, gelozia nu trebuie să aibă loc în viața voastră. Gelozia afectează viața amoroasă. Uneori este normal să fii câteodată gelos. Cu toate acestea, problemele încep să apară atunci când gelozia apare des în relația ta. Dacă gelozia partenerului tău sau a ta afectează într-o mare măsură relația, atunci să știi că acest lucru este îngrijorător. Salutare, sunt George și pe acest canal te ajut cu sfaturi despre relații, motivație, parfumuri și îngrijire. Din când în când mai fac recenzii la produse, așa că dacă ești nou pe acest canal, consideră abonarea. Cum anume împiedici gelozia înainte să-ți distrugă relația? Am 6 moduri care te vor ajuta. Să începem! Unu, nesiguranța de sine. Uneori gelozia apare din cauza propriilor gânduri. Este posibil ca partenerul dumneavoastră să nu aibă niciun rol de jucat aici. Dacă ai încredere de sine, nu există loc pentru nesiguranță și gelozie. Dacă știți că voi sunteți problema, vă calmați mintea și purtați o conversație cu partenerul dumneavoastră de la inimă la inimă. 2. Discutați cu prietenii cei mai apropiați pentru ajutor și asistență. Prietenii apropiați sunt singurii oameni din lume care te pot înțelege profund. Așadar, contactați-vă prietenii, vorbiți despre problemele voastre și cereți sprijin. Acest lucru vă va oferi o perspectivă diferită asupra lucrurilor. 3. Uită-te la propria relație în retrospectivă. Cea mai bună metodă de a opri gelozia care este dăunătoare și toxică este să arunci o privire asupra propriei relații. Puteți spune cu mândrie că relația voastră este sănătoasă sau nu? Este partenerul tău cinstit cu tine? Dacă nu, atunci de aici vine gelozia ta. Așadar, puneți-vă întrebări de genul acesta și aruncați o privire asupra relației voastre. 4. Învață din gelozia ta. Data viitoare când devii gelos, încearcă să te gândești ce anume te face să devii gelos. De ce devii gelos când se întâmplă un anumit lucru? Întreabă-te de ce și cu siguranță vei găsi un răspuns și o soluție la gelozia ta. 5. Calmează-te înainte de a reacționa. Încearcă să-ți calmezi mintea. Data viitoare când devii gelos și reacționezi supărat, calmează-te. Ține-te departe de situație până te calmezi și apoi gândește-te dacă merită o reacție. 6. Concentrează-te întotdeauna pe toate calitățile tale bune. De fiecare dată când deveniți geloși și în legătură cu orice, reamintiți-vă că sunteți mult mai bun de atât. Nu trebuie să te simți gelos. Amintește-ți de toate calitățile tale bune. Aceste calități te fac să fii cine ești. Spune-ți mereu că ești o persoană aproape perfectă din cauza acestor calități. Trebuie să ai încredere în tine. Ori de câte ori vă simțiți gelos, urmați aceste 6 sfaturi. Te vor ajuta să-ți limpezești mintea și să gândești înainte de a reacționa. De asemenea, vă va salva relația. Dragilor, dacă ați găsit acest video util, nu uitați să dați un like, share și subscribe și follow la contul meu de Instagram și la profilul de TikTok, unde și acolo sunt destul de activ. Acestea fiind zise, ne auzim săptămâna viitoare, aveți grijă de voi, parfum și iubire, numai bine, pa, pa!